Mai puțin de o lună până la examenele naționale. Pe data de 15 iunie începe evaluarea națională, pe data de 22 iunie începe bacalaureatul, iar elevii vor susține doar probele scrise la examenul de bacalaureat. Bacalaureat și evaluare națională într-o perioadă de criză în contextul coronavirus, într-o perioadă dificilă, e o perioadă diferită de ce am trăit până acum pentru elevi, pentru copii, așadar pentru părinți, pentru profesori. Cum va fi? Ce anume trebuie să știe copiii despre elaborarea subiectelor, de exemplu? În direct cu noi este domnul Marian Șuță, directorul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație. Este centrul care realizează, concepe subiectele examenelor naționale. Domnule director, bună ziua! Mulțumim foarte mult pentru că sunteți cu noi! Bună ziua, vă spun și eu și ascultătorilor dumneavoastră. Cum stăm, domnule director? Explicați-ne și explicațiile și elevilor, părinților. Cum sunt elaborate subiectele? Cum stăm? Stăm în grafic, ca să spunem așa. În ceea ce privește elaborarea subiectelor, deși și pentru noi a fost o situație specială și ne-am conformat și noi tuturor regulilor stabilite prin lege, ne-am desfășurat activitatea astfel încât venirea examenului să nu ne găsească nepregătiți. În principal, elaborarea subiectelor începe în toamna fiecărui an, prin un apel public postat pe site-ul nostru, prin care se face un apel pentru selecția cadrelor didactice în grupuri de lucru pentru evaluări și examene naționale. În acest apel sunt precizate condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care se înscriu pentru a face parte din grupuri, și ce îi așteaptă pe acești membri ai grupurilor. Trebuie să vă spun de la început că membrii grupurilor care elaborează subiectele sunt cadre didactice. Cadre didactice din sistemul de învățământ, care sigur trebuie să îndeplinească niște condiții și selecția pe care o fac colegii mei responsabili de fiecare disciplină ține cont de aceste condiții. Niște condiții, să spunem așa, care noi le-am pus și le punem în fiecare an, necesare pentru a ne duce la bun sfârșit munca de elaborare a subiectelor, astfel încât acestea să fie, în primul rând, corecte, dar și să respecte anumite criterii. Spre exemplu, cadre didactice care doresc să facă parte din aceste grupuri trebuie să fi predat, să desfășoare activități de predare, învățare, evaluare în ultimii 3 ani școlari. Adică nu putem să fim de acord cu a face parte din grupul de elaborare a subiectelor cu cadre didactice care nu au mai desfășurat o activitate de acest fel în ultimii ani. De asemenea, trebuie să aibă abilități de operare pe calculator, să fie absolvent al unor cursuri sau stagii de formare în domeniul evaluării al curriculumului sau chiar și al evaluării manualelor. Deci aceste condiții sunt esențiale pentru a ne crea un grup care să ne ajute la elaborarea subiectelor și la sfârșitul anului anterior, începutul anului, și vorbesc de an calendaristic, aceste grupuri se constituie prin decizia directorului, în speță acum a mea. Odată constituite, aceste grupuri desfășoară activitatea sub coordonarea angajaților centrului responsabili de fiecare disciplină. Care sunt criteriile de elaborare a subiectelor? Cum anume sunt concepute ele? De ce criterii țin cont cadrele didactice care elaborează subiectele? În primul rând, este public și această, publică și această informație faptul că noi postăm în fiecare an toamna modelele de subiecte și de bareme. Deci toată lumea, de la elevi, profesori, părinți, au cunoștință toamna de cum vor arăta subiectele la examenele din anul curent, anul în desfășurare, dar fiind postate toamna, deci de la examenele din anul
următor, anul calendaristic următor. În toamnă au fost postate astfel de modele pentru examenele care ne așteaptă peste câteva săptămâni, așa cum am spus și dumneavoastră. Examenele deci naționale... respectă, da, subiectele respectă exact acele modele. Examenele naționale anul acesta se dau doar din materia din semestrul întâi, din cauza coronavirusului. Să-mi imaginez că acesta e un mare avantaj, dacă nu e mare avantaj. Așa este, dată fiind situația, pe bună dreptate de altfel, printr-un ordin de ministru s-a stabilit ca materia pentru examenele de anul acesta să fie dată doar din... anul din semestrul întâi al ultimului an, adică nu, să nu fiu înțeles greșit, nu se mai dă materia din semestrul al doilea al ultimului an, pentru că sunt discipline la evaluarea națională, atât română cât și matematica și limba maternă, se studiază și în clasa a 5-a, 6-a, 7-a, deci acolo anii integrali. Copiii au parcurs materia în anii anteriori integrali. De asemenea, la BAC sunt discipline care se studiază doar în primii ani. Informatica, în clasa TIC-ul, de fapt, în clasele anterioare, clasele a 12-a. Dar există și istoria, spre exemplu, care se studiază doar în ultimul an, în clasa a 12-a. Și atunci, eliminând materia din semestrul al doilea, rămânem cu materia din primul semestru, care, într-adevăr, este un avantaj, este mai puțină și poate fi parcursă mai ușor, poate fi învățată mai ușor pentru examen. Deci ar trebui să ușureze examenul din punctul acesta de vedere. Din punctul acesta de vedere, da, și noi vom ține cont, cum ați întrebat de ce vom ține cont, în situația aceasta specială, colegii mei, grupurile de lucru, au ținut și vor ține cont în elaborarea subiectelor. De anul trecut există modele de subiecte pe care elevii au putut lucra. Din păcate, anul acesta n-am avut și simulări ale examenelor naționale, n-am avut pregătire la clasă pentru examene, iar acesta e posibil să fie marele dezavantaj. Este un dezavantaj, într-adevăr, pentru că eu sunt la bază și profesor, și am fost și sunt și părinte de copii care au trecut prin examene. Deși am încercat și noi să-i ajutăm prin testele de antrenament, o interacțiune între elev și profesor este esențială, cel puțin la unele discipline. Să zicem că poate sunt discipline, anumite discipline unde se poate învăța și nu prin prezența față în față, prin explicațiile date de profesor în clasă, să spunem, cum clasic, în mod clasic. Dar aceasta este situația și noi am încercat să-i ajutăm pe elevi publicând săptămânal teste de antrenament. Sigur că nu este suficientă publicarea de către noi. Era nevoie și am și recomandat să se implice și cadrele didactice în acel învățământ online, desfășurat online, și să, inclusiv aceste teste pe care noi le-am publicat, să le dezbată cu elevii, să le analizeze, să le spună dacă n-au știut să le rezolve, unde au greșit sau ce trebuie făcut să le poată rezolva. Deci, într-adevăr, a fost un an mai dificil, mai special, ca să spunem așa, cu ghilimele de rigoare. De anul trecut lucrați la subiectele pentru examenele naționale. Variantele finale sunt gata? Variantele finale, într-un an normal, sunt gata înainte de prima sesiune de BAC, care este într-un an normal, este în mai sesiunea specială. Anul acesta, dată fiind situația specială, mă refer, era vorba de bacul olimpicilor, acela se dădea primul încă din la sfârșitul lunii mai. Anul acesta, dată fiind și situația aceasta specială, și am să vă spun imediat și de ce, subiectele vor fi gata în perioada imediat următoare, dar oricum la
examene vor fi gata. Noi, în elaborarea subiectelor, colegii mei acționau pe două planuri, ca să zic așa. Mai întâi, de la constituirea grupurilor, începând cu luna ianuarie, comunicau printr-o aplicație a noastră, aplicație sigură din punct de vedere al siguranței comunicării, comunicau grupurile de lucru și le solicitau ca acestea să propună item. Din item se constituie varianta de subiect. Adică, dacă aveam un grup de lucru 5 sau 10 persoane, fiecare propunea item. Ulterior, propunerii itemilor și verificărilor lor se constituie varianta de subiect. Varianta care trebuie să respecte anumite criterii. Spre exemplu, dacă, așa cum am spus, sunt postate modelele și chiar subiectele din anii anteriori, toate subiectele, toate disciplinele sunt formate din 3 subiecte. Subiectul 1, subiectul 2, subiectul 3, fiecare câte 30 de puncte. Acestea sunt corelate între ele și sunt bine echilibrate și calibrate, le spunem noi, astfel încât să se adreseze atât elevilor foarte bine pregătiți, cât și celor mai bine pregătiți. Deci, în general, subiectele sunt gândite pentru a se adresa unui nivel mediu de pregătire al elevilor. Și atunci, în final, înainte de examene, din grupuri mari de lucru, se strâng la noi aici și lucrează, de asemenea în condiții de siguranță, un grup mai mic, care practic ansamblează itemii în variantele de subiecte. Și abia atunci sunt constituite variantele de subiecte, după care, în final, se mai face o verificare a acestora. În cât timp vor fi gata variantele finale? Deci v-am spus, pentru clasa a 8-a, săptămâna viitoare, probabil. Bun. Iar pentru evaluare, mă refer. Iar pentru BAC, la fel cu o săptămână înainte. Transmiterea lor, cum anume se va face? Respectă procedura din anii trecuți? Respectăm, da, nu ne incomodează cu nimic în ceea ce privește transmiterea lor. Situația specială existentă cu pandemia noului virus. Noi transmitem pe căi de comunicare sigure între noi și unitățile de învățământ. Suntem susținuți și de STT în acest sens, astfel încât nu avem probleme să ne cadă internetul, să avem atacuri cibernetice, deci nu se pune niciun fel de problemă. Procedura este aceeași, este cunoscută. Specialiștii noștri de la centru sunt, ca să spunem așa, aceiași, știu ce au de făcut și nu vor fi probleme. În dimineața examenului, subiectele vor ajunge la elevi fără niciun fel de probleme. 10 variante pentru fiecare disciplină, ca și până acum? Tot ce pot să vă spun este că vor fi variante, luăm în calcul și inclusiv situații de rezervă pentru cazuri de copii care sunt depistați, să spunem, sau vor fi, Doamne ferește, n-am dorit așa ceva, bolnavi de coronavirus, și avem subiecte suficiente astfel încât la ultima extragere pentru ultima rezervă să fie din 3 și să nu fie să ai din ce să extragi. Baremul de punctaj, la ce să fie atenți elevii? Ce ar trebui să știe? Elevii trebuie să, ca sfat aici, m-am zis și de post cadru didactic, n-am mai profesat de câțiva ani, elevii trebuie să se concentreze la subiect, trebuie să meargă cu încredere, curaj, dar să fie atenți să se concentreze pe subiecte. Ei trebuie să abordeze subiectele pe care știu să le facă și să le facă imediat. Lăsând spre final subiecte mai grele, să spunem așa, pentru că altfel dacă se blochează pe un subiect greu sau se abordează de la început un subiect greu, este posibil să piardă timp, să devină, să intre în anumită stare de panică, probabil. Da.
da? Și să nu mai reușească nici ulterior, nici subiecte ușoare, pe care de altfel ar putea să le facă fără niciun fel de probleme. De asemenea, să fie atenți, lucrează de multe ori pe ciorne și să fie atenți când transcriu pe foaia de concurs. Au fost cazuri multe în care elevii pe ciorne au rezolvat corect subiectele, să spunem, și pe foaia de concurs au trecut greșit. Este important să fii atent și să te concentreze strict la subiect în ziua exactă. Sunt foarte multe greșeli care apar din neatenție, nu-i așa? Elevii foarte nu sunt multe greșeli la formularea subiectului, formularea cerințelor subiectului. Da, și din păcate să știți că apar astfel de greșeli din neatenție și chiar la elevi buni, foarte buni. Subiectele respectă. Și păcat. Sigur. Respectă modelele din anii trecuți, modele care sunt pe site și care au putut fi rezolvate. Categoric vor respecta acele modele. Categoric respectă programele aprobate pentru anul acesta, deci fără materia din semestrul al doilea al anilor terminali. Categoric ele vor fi de nivel mediu, adică știți cum este și în sport, te antrenezi pentru cât o performanță cât mai mare, chiar dacă ulterior îți este mai ușor, să spunem. Aș vrea să ne spuneți și mai multe despre punctajele acelea intermediare și în ce măsură elevul poate să primească puncte dacă scrie doar anumite părți dintr-un subiect, adică nu știe să rezolve subiectul în totalitate, da, și scrie anumite bucăți, da, din subiect. Poate primi puncte? Și nu numai la aceasta vreau să mă refer, o să revin și la aceasta. Insist asupra unui aspect scris pe variantele de subiect chiar de la început, că orice variantă, orice soluție corectă pentru rezolvarea unui exercițiu este punctată integral. Deci chiar dacă pe barem este dată o anumită soluție de către noi, aceasta este orientativă pentru, în special pentru evaluatori, dar orice altă soluție corectă dată de elev este punctată corespunzător, maxim dacă este cazul. Și acum să revenim la ce spuneați dumneavoastră. Da, acum știți cum este, după specificul fiecarei discipline, de toate subiectele sunt la fel calibrate, cu subiectul 1, 2 și 3, 1 fiind mai ușor, 2 ceva mediu și treiul fiind de departajare, dar sunt subiecte în funcție și de discipline. Spre exemplu, la geografie este o hartă, la alte discipline sunt subiecte cu răspuns din care trebuie să aleagă răspuns multiplu. Și de aceea, într-adevăr, ce spuneți dumneavoastră, sunt anumite discipline la care pot primi punctaje intermediare dacă scriu ceva legat de subiect. Adică la matematică, în rezolvarea unui exercițiu, este necesară o anumită formulă. Dacă elevul o scrie corect, sigur va primi ceva. Dar dacă scrie ceva care nu are legătură cu subiectul, o formulă care nu este aplicabilă pentru acest subiect, nu va putea să primească. Deci elevul poate să scrie legat strict de acest subiect ceea ce știe. Și este foarte posibil. Dar să nu se aștepte că dacă scrie, am scris 10 rânduri la un subiect, dar nu aveau legătură cu subiectul, să nu se aștepte să primească ceva. O ultimă întrebare, domnule director. Ce recomandări aveți pentru elevi, în primul rând? Aș vrea, dacă se poate, să le dați și sfatul părinților și profesorilor. Ce să facă în această o lună, nici măcar o lună, mai puțin de o lună până la examenele naționale? N-au avut simulări, nu s-au putut pregăti la clasă. Ce anume mai pot face ei, da, acum, în această perioadă? Păi, așa cum știți, au posibilitatea cei care simt nevoia, ca în perioada începând cu 2 iunie până pe 12 iunie, să meargă la școală și acolo profesorii le pot fi de un real folos, și aici mă adresez chiar profesorilor, le pot fi de un real folos elevilor, elevi pe care îi cunosc de altfel, fiecare își cunoaște, fiecare profesor își cunoaște elevii și știe unde să dea un sfat sau să le spună pe ce să pună accent mai mult fiecare elev în parte.
În ce privește pe părinții, cred că trebuie, au un rol foarte important și trebuie să acorde o mare puternică susținere elevilor, să le dea încredere și în primul rând să se asigure că vor merge la examen, pentru că știți cum este principalul lucru, este trebuie să participe. Principalul sau un lucru foarte important este să participe la examen ca să-l și ia. Iar elevilor să meargă cu curaj, v-am spus, și încredere, vor merge și vor avea de desfășurat un examen în condiții speciale, dar să știți că de acest lucru știe, suntem conștienți cu toții, inclusiv noi și toată lumea, dar trebuie să meargă, să aibă încredere și să se concentreze la subiecte.